România se confruntă cu un fenomen meteorologic atipic. În zonele joase de relief, între care și capitala, e mai frig decât la munte. Specialiștii spun că este vorba despre inversiune termică, o anomalie care își va face simțită prezența până la începutul săptămânii următoare. După ce zilele trecute a nins cu fulgi uriași ca în povești, acum vremea s-a stricat de tot în capitală. Termometrele nu au depășit un grad Celsius, iar pe tot parcursul zilei nu a fost urmă de soare pe cer din cauza norilor. Straniu este că vremea în București este mai mohorâtă decât la munte, acolo unde au fost înregistrate chiar și 5 grade Celsius în vârf de munte. Vremea rămâne închisă în zonele joase de relief, așa cum se întâmplă în acest final de săptămână la câmpie, și mai ales în sudul, în estul și în centrul țării s-a așezat o masă de nori destul de compactă și temperaturile au rămas coborâte. De exemplu, în capitală astăzi n-am mai avut mai mult de un grad în termometre. În schimb, sus la munte, deasupra norilor, temperaturile au fost mai ridicate, chiar 5 grade la stația Meteo Sinaia, cotă la 1500 de metri. Același fenomen și dincolo de Carpați, în Ardeal. Fenomenul se numește inversiune termică. Specialiștii spun că este adesea întâlnit în sezonul rece, atunci când deasupra țării noastre se instalează o zonă de mare presiune atmosferică. Practic avem stabilitate, nu mai bate vântul, nu mai sunt precipitații, însă stagnează aerul rece. Și acest aer rece, fiind mai dens, mai greu, staționează în zonele joase de relief, la câmpie, în zone de presionare, pe văi. Să profite de vremea bună și soare, turiștii au luat cu asalt pârtiile din Poiana Brașov. La cota 1800, soarele a strălucit toată ziua și a reflectat feric zăpada așternută din belșug. Peisajul pare desprins din povești, cu brazi încărcați cu zăpadă și pârtii foarte bine pregătite de administratorii domeniului schiabil. Foarte frumos, foarte frumos. Peisajul este superb. Ne bucurăm de soare, ne bucurăm de zăpadă, ne bucurăm de toată atmosfera. Cum e la 1800? E super! Ce veți face astăzi? E foarte cald, e soare. Ne bucurăm că nu e ceață, că jos era ceață. Printre cei care au ales să se relaxeze la înălțime este și această mămică, care schiază împreună cu bebelușul ei. Îți trebuie un pic de curaj și dacă și mama schiază în general, de ce nu și cu bebe? Super, foarte încântat. El a fost și la 2 luni, acum a revenit. Vremea își va menține valorile până la începutul săptămânii viitoare, spun meteorologii. Încălzirea, începând cu ziua de marți, vom avea temperaturi mai ridicate, marți, miercuri și joi, temperaturi cam între 4 și 13 grade, o vreme mai caldă și în capitală, marți și miercuri, vom avea 8 grade în termometre. De Crăciun vor fi vești bune pentru cei care iubesc zăpada. Din weekendul viitor, o masă rece va cuprinde din nou țara, iar în săptămâna dinaintea Crăciunului va aduce temperaturi mai coborâte și ninsori. Ultimele săptămâni au adus diferențe termice chiar și de 20 de grade, iar adaptarea este foarte dificilă, spun medicii, care atrag atenția că organismul uman are nevoie de cel puțin 10 zile pentru a se obișnui cu o scădere a temperaturii și de 4 grade doar. Caruselul temperaturilor. De asta am avut parte în noiembrie, ultima lună de toamnă, dar și în primele zile de iarnă. Temperaturile medii, abaterea mediilor a fost de 14 grade în general, chiar și 15 grade. Luna decembrie a debutat cu temperaturi foarte, foarte mari, urmate apoi în 3 decembrie de o răcire foarte abruptă. La sfârșitul lunii noiembrie, în Timișoara se înregistrau minime de minus 6 grade. Pe 1 decembrie, maximele au urcat la 19 grade. Corpul nu se adaptează, e foarte mult. Ce e mult, e mult, da. Dureri de cap, amețeli. Schimbările bruște sunt greu de suportat, inclusiv pentru animalele de companie. Fluctuațiile sunt destul de mari, nu mai știi exact cum să reacționezi, bate în braș subțire, ba gros, probabil de aceea apar și o grămadă de viroze. Temperaturile au scăzut și ea, de exemplu, fără două hăinuțe, tremură, e distrusă. El mai rezistă cât de cât, dar oricum nu îndrăznesc să scot fără o hăinuță pe el. Adaptarea la aceste schimbări este extrem de dificilă. În momentul în care apare o scădere brustă de temperatură undeva la 4 grade Celsius, da, se poate, organismul se adaptează undeva în 10-12 zile. Imunitatea este afectată, iar numărul de viroze și pneumonii crește. Descoperim dovada într-un spital din Timișoara. Ce afecțiune ați ajuns dumneavoastră la spital? Curăcirea plămânului. Credeți că sunteți afectat cumva și de diferențele mari de temperatură? Da, pentru că timpul ăsta de vreo timp încoace se schimbă azi așa, mâine așa, păi mâine așa și de-aia venim la spital.
pe sistemul cardiovascular apare acea vasoconstricție, strângerea vaselor din periferie și creșterea tensiunii arteriale, precum pe partea de respirator, crește riscul de agravare a bolilor cronice respiratorii. Anul 2023 ar putea deveni cel mai călduros din istorie, iar situația ar putea fi identică și în România, spun meteorologii. În zadar se chinuie autoritățile în combaterea vânzătorilor ambulanți care fac bani frumoși în perioada sărbătorilor din vânzarea petardelor și artificiilor. Afacerea ilegală are mare priză la public, iar parcările hipermarketurilor și piețelor, dar și rețelele de socializare au devenit o adevărată piață de desfacere pentru vânzătorii care nu pun preț pe siguranța cumpărătorilor. Au curat, gata? Și ce ai aici? Dacă vreau să am listă de prețuri, am mai scurt pe parte și puteți să vă uitați. Dar ceva mai așa, că ne ducem la munte și vreau să... Ceva pe cer? Da. Am, vă dau numărul de WhatsApp și vă trimit poze și prețuri. Este noua găselniță a vânzătorilor ilegal de produse pirotehnice pe care îi găsim în continuare la tot pasul. În parcările supermarketurilor, piețelor, pe trotuare și mai nou pe internet, acolo unde afacerea lor pare să înflorească. Sunt speciale, speciale. Adică nu avem voie. Acest vânzător și-a expus doar o parte din marfă, iar petardele și artificiile puternice le vinde doar pe comandă. O practică extrem de cunoscută, mai ales acum, când autoritățile încearcă din răsputeri să stârpească aceste afaceri periculoase. Cerem primăriilor de sector, primăriei generale, să nu mai autorizeze puncte de lucru sezoniere în tot Bucureștiul. Consider că este inoportun și este profund incorrect ca în contextul sărbătorilor de iarnă să ne terorizăm copiii, să ne terorizăm bătrânii, să terorizăm animalele de companie cu aceste petarde. Una dintre cauzele pentru acest fenomen este faptul că ele se pot cumpăra la fiecare colț de stradă. Totuși, doritorii sunt mulți, iar mare parte dintre ei habar nu au la ce riscuri se expun. Dacă le dai corespunzător și asta, atunci nu se poate întâmpla nimic, numai dacă ele sunt defecte, atunci se poate întâmpla accidentele. Dar dumneavoastră de unde le luați? De unde le iau? Sunt oameni care le vând... ilegal, cum se spune, că dacă e să le cumpărăm legal, nu prea avem de unde să le cumpărăm. Să-i vedeți, eu stau pe vicina, să-i vedeți cum e să împarc și bubuie sare și fac, și poliția aici îi lasă, pun la tarabe, nici nu se uită pe ei. Deși Prefectura Municipiului București le-a cerut primăriilor de sector și Primăriei Generale să nu emită avize pentru comercializarea materialelor pirotehnice, până acum nimeni nu s-a aliat instituției. De sărbători vom avea pe masă legume crescute în sol românesc. Solariile fermierilor abundă de verdețuri gata să fie culese și expuse în piețe. Salata, ceapa verde sau ridichile de la producătorii locali au prețuri ceva mai piperate decât cele din supermarket. Dar producătorii spun că diferența este justificată de calitatea și de prospețimea mărfii. Aceasta depășește 6 de grame lejer. Ea normal trebuie să aibă de la 400... la 500 de grame, asta are 600, depășește sigur. 3 lei costă această salată uriașă pe care am găsit-o în solariile unui fermier buzoian. Are frunză fragedă, gust intens și nu conține chimicale, ne asigură producătorul. E un soi de salată care se pretează și pe timp de iarnă. Adică chiar dacă ajunge și dacă ajung temperaturile la 0 grade, tot nu afectează. A fost pus un pic, a prins și căldura, a crescut suficient, acum suntem aproape la jumătate cu recoltatul. Mircea Tatu cultivă salata verde pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Din solariile sale, legumicultorul buzoian aprovizionează mai multe piețe din regiune până la sfârșitul iernii. În preajma sărbătorilor, când cererea este mare, salata se vinde în piață de aproape 2 ori mai scump decât la poarta fermei. Diferența este dată de costurile de transport, de chiria la tarabă, de... persoana care stă să o vândă, pentru că nu se vând la tarabă, nu se vând cantități foarte mari și atunci trebuie să stea cineva acolo tot timpul. Sunt costurile cu transportul, costurile cu tarabele, cu chiria. Pe lângă salata și ridichile gustoase și sănătoase, legumicultorii din regiune au și alte verdețuri. Am recoltat câteva fire de ceapă, o pregătim în legături pentru clientul final. O astfel de legătură de la poarta fermei pleacă cu 1,2 lei.
Gălățeanul Costică Buruiană produce verdețuri pe toată perioada anului. A muncit 15 ani în Italia în agricultură, iar experiența și banii adunați acolo l-au ajutat să investească în țară. Avem o suprafață de 3,5 hectare și am înființat culturi ca și mărar, pătrunjel, ceapă verde, ridichi, salată și spanac. Legumicultorul muncește pe brânci pentru a putea aproviziona piețele agroalimentare în perioada premergătoare sărbătorilor. Momentan mai avem și mai recoltăm din categoria leuștean, mărar, pătrunjel și ceapă verde. Le-am înființat în urmă cu, să zicem, 45 de zile. În așa fel încât ele să fie întoi în perioada sărbătorilor. Da, exact. În perioada sărbătorilor să le avem pe masa consumatorilor. Fermierii locali promit că vor avea suficientă marfă la vânzare în această perioadă. Cât privește prețul trufandalelor, legumicultorii spun că acesta poate fi mai mare, mai ales la tarabele sansarilor. Salata, de exemplu, deși pleacă de la poarta fermei cu cel mult 2 lei bucata, ajunge să coste în piață chiar și dublu. Ceapa verde se vinde în piață cu cel puțin 2 lei legătura, iar mărarul și leușteanul costă 1,5 lei. Anul acesta, bradul de sărbători trebuie să fie cât mai încărcat și colorat. Cel puțin asta își doresc clienții care au înlocuit globurile clasice și bomboanele de pom cu păuni, acadele de pluș și flori cu sclipici. Extravagant, cu sclipici, da, ca cel de acolo. Clienții au dat iama în magazinele cu decorațiuni pentru Crăciun. Tarabele sunt pline ochi de ornamente cu sclipici, cât mai colorate și supradimensionate. Anul ăsta aș vrea să decorez ceva mai diferit, pentru că în fiecare an l-am făcut mai clasic, a fost copilul mic, iar acum doresc să fie ceva mai wow. Mă uitase mai devreme la un brăduț care avea un fel de acadele, să zic mai sweet. Tot timpul m-a tentat sclipiciul, inclusiv la unghii. Bradul Lollipop sau bradul bomboană este vedeta acestui sezon. Dacă în anii trecuți clienții visau la un pom de Crăciun monocrom și cât mai simplu, acum românii vor abundență. Anul acesta la mare căutare este bradul nins și îndulcit cu 10 de ornamente în formă de bomboane și acadele. Nici florile cu sclipici nu lipsesc, chiar cu cât bradul este mai încărcat, cu atât mai bine. Unul ca acesta se poate cumpăra gata decorat, iar prețul lui este de 2000 de lei. Preferatele, să zic, produsului, inclusiv astea. Avem și un brad mare în curte natural, foarte înalt, cred că ajunge undeva la 15-20 de metri, îl vom decora și pe acela. Am un nepoțel mic de 2 ani și cred că este prima oară când va conștientiza și atunci mă gândesc cum să ornez, să-i fac lui o surpriză, să-i placă și cum e la vârsta la care îi plac acadelele, m-am gândit că este o idee inedită. Păunii roz, albaștri sau turcoaz sunt și ei în topul ornamentelor pentru împodobirea bradului de Crăciun. Păunii din pene naturale care se poartă, care vine foarte frumos pe brad, ca un fel de vârf de brad, dimensiune mai mică care pot să-l pui pe brad, să-l aranjez cu flori sau fie cu bombane sau cu globuri. Oricum, globurile nu mai sunt la moda. Mai avem... Vreau să-mi spui un pic și cât ne costă un astfel de păun. Deci un astfel de păun ajunge undeva până la 100 de lei, cel mai mare, și avem la 35 de lei până la 100 de lei, cam așa. Așa, la 65 de lei varianta. În vârf îl prins cu gheruțele. Figurine, o să pun niște păuni din ăștia, niște... Sunt mai multe astea, nu prea mă... Frunze, ați luat... Da. Frunze, instalații, o să luăm niște decorațiuni de pe aici. Niște flori am completat, că am făcut deja și mai aveam nevoie. Măcar de sărbători să fim mai colorați, că rest suntem... Se mai poartă globurile acelea clasice sau nu prea mai nu prea. Eu nu. Eu momentan nu. Am rămas la flori. O floare supradimensionată cu sclipici pornește de la 15 lei și poate ajunge până la 30 de lei în funcție de mărime. Iar figurinele pentru exteriorul casei pot ajunge și la câteva sute de lei. De la cumpărături, muncă și bani, totul s-a mutat în vremurile noastre pe telefon. Dacă bunicii noștri se cunoșteau la hore sau cel mult în discotecă, generațiile mai tinere își caută jumătatea tot online. Cea mai cunoscută aplicație de dating și-a mărit profilul de 4 ori în 4 ani, iar cei mai mulți utilizatori caută acum relații serioase, nu aventuri de o noapte.
dacă nu riști, nu ești fericit. Aceasta este premiza după care se ghidează mii de persoane din întreaga lume atunci când aleg să-și caute partenerul pe internet și nu să-l întâlnească față în față. De ce nu? Caz la nu știu cât. Care ne-am cunoscut pe un gen aplicație. Și o lună și ceva. Cea mai aglomerată perioadă pe site-urile de dating la nivel global, nu doar în țara noastră, coincide cu sfârșitul anului, iar 60% dintre utilizatorii de sărbători ajung să fie bărbați și 40% femei. Așadar, nu doar numărul celor care își fac cont pe o astfel de platformă crește, ci și interacțiunea dintre ei. Numai în luna decembrie pe o astfel de platformă s-au schimbat peste 10 milioane de mesaje, iar profilurile celor deja înscriși au fost vizualizate de 10.000 de ori. Acest obicei de a căuta parteneri pe site-uri este veche, dar în general în perioada sărbătorilor se accentuează foarte mult. Sunt tineri care vor relații imediate, vor să își aleagă, să aibă posibilitatea de a alege după anumite criterii. Potrivit unor studii, cele mai multe dintre persoanele care își caută un partener pe site-urile de dating au vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, nu au fost căsătoriți, nu au copii, dar speră totuși să-și găsească o persoană potrivită cu care să împartă poate chiar tot restul vieții. Deși pare o metodă ușoară și la îndemâna oricui, specialiștii ne avertizează că pot exista riscuri. Fiecare acolo își construiește un profil, parte așa cum este, parte așa cum ar vrea să fie perceput de ceilalți. Bineînțeles că se evită a se menționa lucrurile neplăcute sau posibile motive de respingere din partea celorlalți și acest portret foarte bine conturat și frumos poate să atragă, dar în momentul în care cei doi se întâlnesc să fie o dezamăgire totală. Pentru a fi membru al unei astfel de aplicații, trebuie doar să știi cum să te pui în valoare și, în unele cazuri, să plătești o taxă lunară. 5 copii frumoși trăiesc într-o lume mică și urâtă, uitată la marginea unui mare oraș din România. Ghetoul ce îi ține prizonieri în lanțurile invizibile ale sărăciei n-apare pe nicio listă a celor care ar trebui să-i ajute. Strigătele lor sunt prea firave ca să străbată câmpul înghețat care îi desparte de ceea ce numim noi civilizație. Mama este icoana lor. Ea se chinuie să le alină foamea și frigul ce pătrunde în baraca pe care ei o numesc casă. Povestea îngerilor din câmp o vedeți mâine la Asta-i România. Nu dau. Să-i dau copiii lângă mine, nu. I-am crescut și cresc în continuare. Spus, sunt săracă. Ce? Asta mă rog în fiecare zi pentru ei. I-am zis, iubesc mult copii, eu îl țin mâna ei. Da. Mă chine cu la școală, îi aduc. Într-o baracă, fără acoperiș, o mamă împarte pâinea și inima la 5 copii. Trec atât, dar cam și pe aia împart la copii. Și pâinea la fel. Soarta le-a luat norocul, iar vântul acoperișul de deasupra capului. Cum a fost viscul acela? Tot după casă, tot. Plângea copii, s-a speriat copiii din somn, că ne-a luat tot. Plângea copii, hainele ude, la școală n-au ce să mai îmbrace. Cum s-a auzit atunci? S-a auzit, dar nu, dacă s-au spart pe aici. Tot, a fost tabla, geamuri. Tot, nici de vizor nu mai mergea, nici antena, nimic nu mai mergea. Am trăit o viață foarte bună. N-am fost la doctor niciodată să mă pungă doctorii pe mine. Nici opera, nici nimic. Viața mea, eu n-am fost la doctor. Ai, ăsta, ai, și n-am fumat. N-am gândit rău la nimeni, nu l-am furat, nu l-am bătut, nu l-am făcut nimic. Viață bună. Mina a lucrat peste măsură. Mâncare a fost mâncare, lucru a fost lucru, ce-i peste măsură, niciodată nu-i bun. Are aproape un secol de viață. Vreau să mă iei 7 ani. Dar nu se dă pe 3 voinici. De cele mai multe ori oamenii caută confortul și ăsta și-l dorește toată lumea, indiferent că locuiește la țară sau la oraș. Au dat confortul orașului pe fericirea simplă, ascunsă în viața de la țară. Viața la oraș e puțin mai ușoară, însă viața la țară e o alt fel de satisfacție după inima noastră. Și nevoile noastre. Nici o zi nu e ca alta.
Cu globuri de toate mărimile și culorile, figurine din lemn sau ghirlande luminoase, românii vor să rivalizeze cu englezii sau cu austriecii la capitolul decorațiuni de Crăciun. Specialiștii care se ocupă de înfrumusețarea clădirilor din marile orașe spun că numărul solicitărilor s-a triplat față de alți ani. La fel și bugetele. La câțiva pași de Piața Mare din Sibiu, acest restaurant atrage toate privirile trecătorilor. Zeci de jucării de pluș și ghirlande de brad au fost amplasate pe fațada clădirii pentru a crea un efect spectaculos. Niște coronițe supradimensionate cu un diametru de 180 cm, cam cele mai mari pe care le-am făcut până acum. Am vrut cumva să combinăm chestia inspirată din natură cu ceva glam. Roxana are un hotel tot în centrul istoric al Sibiului și a vrut să-și încânte oaspeții cu un decor de poveste. Ne-am dorit niște elemente naturale, să fie cât mai mult brad, cât mai mult spre natură. Ne-am dat seama că pentru a arăta tot atât de frumos trebuie cumva să ne mai extindem un pic bugetul. Ați depășit cumva cheltuielile inițiale. Da, exact. Le-am depășit cumva, dar merită. Tânăra și-a dorit ca localul să rivalizeze cu cele din străinătate, așa că a apelat la ajutor specializat. Vedetele anului acesta au fost părgătorii, cum îi vedeți, care se află în toată arcada aceasta și la fiecare pervaz de geam. Aici s-a lucrat undeva la 8 ore cu toată echipa noastră, 6 persoane. Localnicii, dar și turiștii sunt încântați și se opresc să surprindă în fotografii atmosfera de sărbătoare. Decorul este superb, încă n-am ajuns la târg, dar pe drum am oprit să admir frumusețea asta de la restaurant. Ați făcut și fotografii? Am făcut și fotografii și storii. Da, nu puteam să ratez. Ne plac ursuleții și luminițele. E foarte frumos. La câteva străzi distanță, întâlnim un hotel al cărui decor a fost inspirat de atmosfera de la Londra. Este una dintre cele mai instagramabile clădiri din oraș. Am folosit extrem de multe lumini, mii de luminițe, zeci de mii de luminițe, globuri roșii, mixuri de conifere, conuri, bobițe. Am depășit un pic 20.000 de euro, dar eu zic că a ieșit extraordinar. Mergem și în capitală, unde Casa Miței Biciclista a fost îmbrăcată și în acest an în straie de sărbătoare. Locația este un magnet pentru cei care vor să se bucure de magia Crăciunului. Am făcut foarte multe. Câte poze v-ați făcut? Multe. Ne-am uitat la noi în oglindă și am zis, suntem frumoase azi, mergem să facem poze. Am venit cu gândul să facem poze și am zis, hai să mă îmbrac și eu, chiar dacă o să îngheț, pentru poze e merită. Câte poze v-ați făcut până acum? Vai de capul meu, nu știu, multe. Am făcut share și astăzi. Două ședințe foto. Da, așa nu trecut. Pentru a face față comenzilor, specialiștii în domeniu au început pregătirile încă din luna septembrie. Bugetele alocate pentru decorarea unei clădiri depășesc câteva zeci de mii de euro și pot varia în funcție de dimensiunile aranjamentelor și decorațiunile folosite. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Iuniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine la jurnalele Canal D de la orele 12 și 18. O seară frumoasă, vă doresc tuturor toate bune! Bună seara! Astăzi valorile termice vor fi apropiate de cele specifice acestei date, cu excepția regiunilor centrale și nord-estice, unde va fi în continuare rece. Cerul va fi variabil la munte, dar va prezenta înnorări în rest, unde dimineața local se va semna la ceață, iar izolat vor fi precipitații slabe, mixte și condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Dobrogea, în special pe litoral și în delta, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 7 grade. La noapte, în zonele joase de relief din sudul, estul și centrul țării, nebulozitatea va fi persistentă, iar local se va semna la ceață, trecător asociată cu burniță. Izolat vor fi depuneri de polei. La munte și în vestul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ceața se va semna la perii restrânse, mai ales pe voi și în zonele de presionare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la începutul nopții pe litoral, iar spre dimineață în sudul Banatului și în zona montană înaltă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -7 și 10 grade. Mâine vremea se va menține predominant închisă în zonele joase de relief din sudul și estul teritoriului, unde nebulozitatea va fi în general persistentă și local va fi ceață, trecător asociată cu burniță, mai ales dimineața. În celelalte regiuni, ceața va fi prezentă pe arii mai restrânse, însă cerul se va înnora treptat și cu precădere în a doua parte a zilei vor fi precipitații slabe, mai ales ploi în Banat și Crișana, ninsori în Maramureș și mixte pe arii restrânse în Transilvania și nord-vestul Olteniei. Izolat vor fi depuneri de polei. La munte
cerul va fi variabil temporar cu norări, mai ales în orele serii, când va ninge slab în Carpații Occidental și pe arii restrânse în restul masivelor. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă și trecător în vestul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 8 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona a țării. În Muntenia cerul va fi în mare parte înnorat, iar mercurul din termometre urcă până la 4 grade în Călăraș și 5 grade în Ploiești. În Transilvania ne așteaptă vreme închisă cu maxime de până la 4 grade în Cluj-Napoca și 6 grade în Alba Iulia. Moldova se anunță vreme mohorită și rece. Mercurul din termometre va urca până la 2 grade în Galați și tot atât în Iași. În vestul țării se anunță vreme închisă. Se vor înregistra 6 grade la Reșița și 3 grade în Oradea. În Oltenia cerul va fi mai mult acoperit de nori, iar maximele vor atinge 4 grade la Craiova și 6 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea atmosfera va fi mohorită și sunt condiții pentru precipitații. Temperaturile maxime urcă până la 6 grade în Tulcea și 4 grade la Mangalia. În capitală, prima zi de weekend aduce vreme închisă. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă ajunge la 4 grade. La noapte, cerul va fi mai mult noros, cu probabilitate ridicată de ceață. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de minus 2 grade. Mâine, vremea va fi în general închisă, cu probabilitate ridicată de ceață și trecător burniță. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade. La munte, vremea va fi frumoasă, cu valori termice în creștere față de cele de azi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Se vor înregistra 1 grad în Sinaia și 0 grade la Stâna de Vale. O seară frumoasă!